Sute de milioane de persoane au deja anticorp de coronavirus, estimarea incredibilă este rezultatul unui studiu efectuat de cercetători Universității din Michigan, care au mai precizat și că mai mult de jumătate din populația Indiei a trecut deja prin coronavirus. Potrivit cercetătorilor Universității din Michigan, peste 50% din populația Indiei ar fi contractat până acum coronavirusul și s-ar fi și vindecat. Prin urmare, un număr estimat de 300 de milioane de indieni ar avea deja anticorpi la SARS-CoV-2. Același studiu a mai concluzionat și că prezența anticorpilor este și motivul pentru care rata infectării din India a scăzut constant în ultimele luni. De la 97.000 de infectări câte raporta în toamna anului trecut, India are acum rate situate între 13 și 9.000 de cazuri pe zi. Concluziile cercetătorilor din Michigan au fost coroborate cu rezultatele unei cercetări făcute de guvernul indian, conform căreia 21,5% dintre indieni au fost probabil infectați cu SARS-CoV-2. În paralel, un alt test de anticorpi realizat pe mai mult de 700.000 de persoane a indicat posibilitatea ca 55% dintre indieni să fi trecut deja prin infecție. Cu toate acestea, studiul Universității din Michigan se lovește de mai multe dileme. Potrivit Organizației Mondiale a sănătății, imunizarea nu se poate face prin infectare decât cu prețul unui număr mare de decese. India a raportat aproximativ 156.000 de decese până acum. În plus, studiul Universității din Michigan a indicat cifra de 300 de milioane de indieni trecuți prin boală, în condițiile în care autoritățile de la Delhi au raportat doar în jur de 11 milioane de cazuri. Pe de altă parte, încă de anul trecut, virusul s-a răspândit și în zonele rurale, unde raportările sunt inexacte sau chiar inexistente. În plus, asistenții Siguranța medicală este foarte precară, iar mulți oameni nici nu respectă regulile de siguranță sanitară.